Bună dimineața! Ce faceți? Astăzi este ziua 15 de vlog pentru voi. Este duminică și eu deja am intrat în panică. Sunt mega extra... Este duminică? E sâmbătă, Jesus Christ! Vezi, creierul meu deja nu mai funcționează. Am intrat deja în panică pentru că e una din zilele alea în care ar trebui să fiu în 15 locuri deodată. Adică... Am trezit. Am zis că mă trezesc mai devreme, dar n-am putut să mă trezesc mai devreme de 6 și nu m-am putut da jos mai devreme de 6 jumate din pat, pentru că trebuie să filmez clipul pe care voi deja cred că l-ați văzut, și anume ăla de ieri. Eu acum vorbesc în viitor despre trecut. Ha? Da. Trebuie să mă trezesc. Trebuia, de fapt, să mă trezesc să filmez clipul cu produse terminate, pentru că ieri n-am filmat niciun vlog, n-am avut chef, pur și simplu. Nu s-a întâmplat nimic deosebit, dar n-am avut chef, eram obosită și am zis să nu mai cânt aceeași chestie constant. Așa că am ajuns acasă, de vreme, pe la 7 și ceva, și la 8 dormeam și am dormit până la 6 fără un sfert de dimineață. Ceea ce e bine, adică mi-a dat un refresh destul de bun. Dar azi trebuie să filmez acel clip, trebuie să-l editez, să-l postez, să intre pe canal instant. După care trebuie să mă duc în Carrefour să cumpăr niște chestii pentru completarea cadourilor pe care trebuia să le iau aseară, da, pentru că mi-era somn, lene și silă, nu m-am dus și așa că trebuie să mă duc înainte și undeva până în ora 2 trebuie să ajung și la Georgiana pentru că astăzi este întâlnirea noastră de Secret Santa care s-a transformat într-o mică petrecere, așa? Și o să vină toată lumea. Sau, mă rog, aproape toată lumea, că lipsește cineva. Și eu sunt stresată pentru că nu am pus de cadouri, nu am toate cadourile complete, nu mi-am aranjat cadourile, mai am un milion de chestii de luat și trebuie să apară și clipul ăsta. Și sunt așa, îmi vine să-mi dau una acum la ora asta. Dar da, m-am îmbrăcat în acest minunat plover crăciunistic. Pentru că am zis că dacă mă duc la petrecerea de Secret Santa este potrivit. Și ca să împușc două iepuri dintr-un foc, am îmbrăcat și pentru clip, la fel. Și mi-am făcut și părul ca să nu mai stau după ce fac clipul să nu fac părul, că nu o să mai am timp și toate cele. Și așa că acum mi se termină și bateria și trebuie să aștept să se încarce cealaltă. Pentru că bineînțeles că nu am pus-o la încărcat de la început, din timp. Și o să mă transform în Fiona în curând. Ceea ce o să fie minunat. Da. But all is good. Dacă vă imaginați că este atât de multă lumină în camera asta și este o zi atât de frumoasă, vă înșelați. Să știți că am o lampă din aia de filmat aprinsă. Și nu, afară e întuneric ca și cum ar fi 5 seara. Deși e 8 dimineața. Da, mi-a luat 2 ore să-mi fac duș, să-mi spăl părul, să-mi usuc părul, să-mi fac bucle și să mă machiez. Da, și tocmai mi-a murit bateria aia, am luat camera de pe stabilizator ca să vedeți și diferența pe care o face stabilizatorul. Chiar dacă eu mă mai plimb așa cu el, așa, face o diferență mare. Eu o văd, cel puțin mie mi se pare că e o diferență mare. Dar, cum ziceam, mi-a murit bateria aia, asta s-a încărcat puțin, așa că mă apuc de treabă ca să nu mai lungi. See you later. Clipul mai are puțin. Sper că la 11 să-l pot pune. Vreau să vă arăt ce cadouri sau să vă povestesc ce cadouri le-am luat copiilor întregului grup, pentru că eu sparg Secret Santa întotdeauna și am trecut, am făcut la fel. Am spart Secret Santa și nu am luat decât persoanei căreia trebuia să iau, și anume Georgianei, că am trecut mi-a plecat la Georgiana și am luat o grămadă de chestii și nu i-am luat doar ei cadou, i-am luat toată lumea, măcar acolo ceva micuț simbolic, tot i-am luat toată lumea. Și așa am făcut și anul ăsta, bineînțeles. Mie mi-a picat Denisa și nu v-am putut arăta cadouri de idei, de cadouri de Crăciun, de nu știu ce, pentru că
nu mă apuc să cumpăr chestii doar ca să le am, să fie așa, să vă arăt în clipuri și nici nu puteam să vă arăt până acum. Clipul ăsta o să intre mâine, pe 15, da? Că e vlogmasul 15 și acum pot să vă arăt, că până mâine ei află ce cadouri au. Nici înainte nu puteam să vi le arăt, că nu vroiam, că fetele se uită la clipurile mele și dacă se uită fetele, se uită și băieții. Și apropo de chestii crisantau ăsta, am descoperit formula prin care am aflat cine cui face cadou. Știu cine o să-mi facă mie și știu sigur că e Sorin. Sorin, soțul Denisei. Doamne, așa că nu mai venea. Eu îi fac Denisei. Știu cine face Georgianei. Adică am aflat de toată lumea cine cui îi face cadou. Vreau să vă arăt așa mare ce le-am luat. Deci toate fetele vor primi un plover din ăsta, cum este al meu. Doar că nu este la fel. Singurul care e la fel ca al meu este al Eugeniei. Și asta pentru că inițial mă gândeam să le iau la toate la fel, dar n-am găsit pe stocuri și așa am avut un miliard de probleme cu până s-au livrat ploverele astea de pe Bonprix. Deci acum mi-a scos pe albi. Nu mai pot. Așa, al Denisei este negru, trebuia să fie verde, că l-am comandat verde pentru că îi place verdele și are un ren aici pe față. Al Georgianei este negru și are un urs polar cu o căciuliță de Moș Crăciun. Al Georgianei am comandat negru, al Denisei a ajuns negru, pentru că da, dar n-are nimic, atunci și eu și cu Eugenia suntem la fel și Georgiana cu Denisa au pe negru, adică sunt oarecum similare, fac echipă. Și da, asta le-am luat și la fel le-am luat și invitații la concertul de Crăciun de la operetă, pentru că anul trecut am fost, Denisa n-a fost, că n-a putut să meargă, dar anul trecut am fost patru și ne-a plăcut foarte tare, sau mă rog, cel puțin la trei dintre noi ne-a plăcut foarte tare și le-am luat și anul ăsta, pentru că știu că discutasem într-un punct că dacă Halka poate merge și anul ăsta și m-aș gândi că poate reușesc să transformăm treaba asta într-o tradiție, adică să mergem în fiecare an la concertul de Crăciun. Avea dacă am mai găsit bilete și le-am păcălit și le-am zis că băi, știți, nu am mai găsit bilete, că da, lasă că poate mergem la un alt concert, că nu știu ce, și am lăsat așa în coada de pește, dar de fapt eu le luasem la fiecare deja biletele la operetă. Și o să le mai iau ceva dulce pe lângă Denisei, pentru că eu îi fac cadou de Sicrisanta, adică trebuie să fie cadou pentru ea. Am zis să-i pun niște chestii în plus. I-am luat niște măști de față și am un săpun de la Savon care mi-a lăsat trandafiri și știu că îi plac trandafirii și mai pun ceva dulce, mai văd eu. Trec pe la Nala și vreau neapărat să iau ceva de la Nala, că aveam un plan de la un bun început să iau ceva de la Nala. Da, și restul fetelor o să mai primească ceva dulce, exceptând Georgiana, care n-are voie zahăr și o să primească semințe. Că îi plac semințele. Aha. Băieților, le-am luat așa. Am două categorii de băieți. Băieți care conduc și băieți care nu conduc. Băieții primesc așa. Cei care conduc vor primi un spray din acesta pentru geamuri. Pentru că am aflat recent de la cineva de acest spray pentru geamuri, pentru mașină. Se dă pe parbriz când este înghețat și îl dezgheață instant. Și le-am luat câte unul din ăsta. Acum nu știu dacă îi folosesc, nu știu dacă știu de ele, nu știu dacă le place sau nu. Eu merg la ghici, așa. Și pentru că băieții noștri au întotdeauna probleme cu cheile și pentru că ei nu își uită niciodată cheile, ei nu uită niciodată unde își pun cheile, ei nu, așa, le-am luat și câte un breloc din ăsta care piuie în momentul în care l-ai pierdut. Trebuie să fluier la el și o să înceapă să piuie și are și o lanternă mică roșie sau un fel de, da, un fel de lanternă mică roșie. Așa, și dacă îl pierzi, ăsta începe să urle. Și pentru că ei niciodată nu-și pierd cheile, ei niciodată nu uită unde și le lasă, toți vor primi un astfel de breloc. Cei care nu conduc, și vor mai primi, stai că am uitat, și vor mai primi și câte o pereche de șosete. Inițial vreau să fac o chestie din asta, să le iau niște șosete cu avocado sau cu niște înghețate care se topesc sau chestii foarte colorate și
mesaje din astea puțin kinky, dar am zis că, totuși, hai să nu exagerez, că totuși, da, nu vreau să intru în zona aia. Și le-am luat niște șosete negre pe care scrie proud, because they are proud people. Da. Asta vor primi, deci brelocul și cu șosetele vor primi toți băieții. Și cei care nu conduc vor primi un fular în schimbul acestuia, pentru că da, ei nu conduc și trebuie să meargă cu pe josul și atunci au nevoie de un fular. Și le-am luat un fular foarte drăguț de la H&M. Asta am luat de la H&M atunci, le-am pus șosetele și fularele. A, bun, cam așa. A, haideți să vă arăt ce primește Eugenia, că... Haideți să vadă ce primește Eugenia, pentru că domnul îi face cadou Eugeniei și am fost foarte mândră de el, pentru că, evident, a trebuit să-i sugerez diverse, i-am dat opțiuni să-și aleagă de cadou și i-am spus cam ce-i place ei, dar nu l-am împins, ia asta sau fă aia, sau nu m-am dus eu să cumpăr, cu excepția unei singure chestii pe care am să mă duc să o iau eu de la Nala, pentru că nu se poate în momentul de față. Și a luat o paletă de la NYX cu pigmenti din ăștia presați cu sclipici, toată e sclipicioasă. Exceptând o nuanță, toate sunt cu sclipici, toate sunt sclipicioase și asta pentru că știu că ei plac foarte tare sclipiciu, glitterul și toate cele. Și i-am zis și a luat și a fost foarte mândru de el când a ales-o singur și pe lângă asta a fost foarte mândru de el în momentul în care a zis, da, ceva ca să lipească sclipiciul ăla nu trebuie. Zic, oh, Doamne, oh, eram toată, mă zic, mamă, ai ascultat vreodată în viața asta, ai ascultat și tu ceva din clipurile mele, ai auzit ceva din clipurile mele. Da, și i-am luat și un lipici din asta de la NYX, i-am mai infiltrat eu aici o mască din asta cu șervet de la Skin Light, pe care îmi place foarte mult și știu că vorbeam cu ea, mi-am luat odată niște măști din astea și vorbeam cu ea și mi-a zis că nu le-a încercat niciodată și am zis să îi infiltrez una aici, asta a fost, da, contribuția mea la cadoul ei și cum am zis, o să mai pun ceva de la Nala acolo, pentru că știu că îi plac și lucrurile de la Nala și mare cam asta ar fi. Cam asta ar fi, adică cam așa. Cam așa suntem. Și da, băieților, nu le-am luat bilete la operă, la operetă, pentru că vreau să fie așa ceva doar pentru noi, pentru fete. În ultima vreme ne tot adunăm cu băieții și noi ca fetele nu mai stăm deloc. Nu că m-ar deranja că stăm cu băieții, da. Vreau și să stau și cu fetele. Măr. Așa. Da, și acum mă duc să văd ce face clipul ăla, dacă s-a terminat de salvat, să-mi adun toate astea. N-am, cum am zis, n-am punguțe de cadou și trebuie să mă duc să cumpăr punguțe de cadouri. Eu aveam firmituri pe gură, pe bujuș, bravo, ei, am vorbit așa, super. E un haos aici, e un dezastru, deci nu mai am loc în camera asta. Diseară când vin sau mâine dimineață, trebuie neapărat să fac curățenie, că e zăjale, dezastru. Și poate mai cumpăr niște beteală, nu pentru brad, că v-am zis că nu pun beteală în brad, dar pentru altceva, că mâine vreau să termin de decorat casa. Ce ziceți? Se întâmplă minune. Așa, mâine vreau să termin de decorat și o să terminăm de decorat și... mai trebuie niște elemente, cum ar fi niște beteală. Și ce mai trebuia ceva, Doamne, și-am uitat. Mă lasă neuronii. Nu știu, îmi aduc eu aminte. În fine, vedem, vă pup. Vorbim mai târziu. Ciao, ciao! Thank you.
amintesc că m-am întors acasă și am vorbit cu prietena de la Cluj, pentru că săraca se simțea nebăgată în seamă pe ziua de astăzi. Ha! Așa. Și am între timp m-a schimbat, vorbim cu ea, m-a spălat pe față, pentru că noi avem activități din astea. Și am... era să mă duc la culcare și i-a zis, zic, op, stați așa, că n-am... nu v-am arătat ce... ce am primit în seara asta de la copii. A fost o seară foarte drăguță, cu toate că eu m-am enervat puțin și de aia cred că nici n-am filmat foarte mult înainte să ajung acolo, pentru că m-am enervat cumplit, că mi s-a stins telefonul, nu găseam un taxi. Da, mă rog, trecem peste episodul ăla, că nu vreau să mi-l amintesc. Dar ca idee, a fost o seară foarte drăguță și m-am bucurat foarte, foarte tare să îi văd pe toți și să stăm acolo. Am mâncat, a făcut Georgiana un pește senzațional, a făcut și tochitură și toată lumea era nebunită după tochitură, dar eu eram nebunită după pește. Deci l-a făcut într-un fel, mamă, deci era genial peștele ăla și eu nu mănânc pește de obicei, adică nu că nu-mi place, îmi place, dar nu sunt mare fan pește, adică eu mănânc foarte rar pește. E, peștele ăla a fost senzațional. Geo, dacă te uiți, cred că te uiți, să știi că a fost magnific peștele ăla și trebuie să-mi dai rețeta, să-mi spui cum l-ai marinat, că a fost mult prea bun. Și ne-am dat cadourile și am râs și am jucat Activity, pentru că Sorina a primit încă un joc Activity. Noi ne-am mai jucat Activity când ne-am mai întâlnit, cel pe echipe, și acum Sorin, nu știu de la cine a primit, cred că de la Georgiana sau nu știu de la cine, a primit... Activity, jocul de Activity pentru individual, ca să-l aibă și pe ăla. Și cred că până la urmă o să facem ca echipă, o să colecționăm toate jocurile astea, toate board game-urile astea, pentru că a început să ne placă să le jucăm. Și da, a fost foarte drăguț și foarte frumos și m-am bucurat să le văd și pe fete și abia aștept să le văd și săptămâna viitoare, duminică, ne mergem la operetă și sunt mega extra fericită că ne-am văzut. Așa, și să vă arăt, le-am aici în punga asta, dar să știți că nu toată punga e cu cadouri, să nu exagerăm, totuși că nu sunt, așa, asta nu e a mea, asta nu e a mea, deci mă bag acolo, dar de așa se răscoară, că nu mai știu care, cum, am încercat să le îndes și eu, cumva, ca să le pot transporta, că na, am adus, deci, cum am zis, am avut dreptate, deci schema mea a funcționat și am avut dreptate. Mie mi-a făcut cadou Sorin, bineînțeles că de cadou sau cu Denisa, pentru că Sorin ce săracuna. Și principalul cadou a fost această geantă superbă. Este geantă din piele, foarte, foarte drăguță de altfel. Arată super, super bine și e așa un vin, un vișiniu, culoarea vinului, ceva foarte super. Cred că la voi se vede un pic mai deschis în realitate decât este, dar e o culoare foarte frumoasă și îmi place foarte tare și forma și culoarea, adică m-a ghicit super bine. S-a orientat super bine de Nisa când a ales-o, deci chiar e superbă. Îmi place la nebunie, mulțumesc mult de tot. Și am mai primit o pereche de țepțeluși din ăștia festivi, sub formă de fulg de nea, iarăși foarte simpaticuți, foarte drăgălași, perfect pentru perioada asta și cred că merg total totul acum, super cute. Așa, și următorul cadou, tot de la ei, tot în cadou de Secret Santa, este o chestie pe care mi-am dorit-o foarte mult. Nu știu dacă am zis vreodată, nu cred că am zis că mi-o doresc și mă tot uitam să văd dacă găsesc pe undeva ceva similar, dacă nu știu ce. Și anume o broșă, și este o broșă din asta cu ceurile de la Chanel. Doamne, deci sunt așa de fericită de broșa asta, pentru că vroiam și eu una și n-am mai văzut pe nicăieri și sunt super încântată și îmi place de nebunesc, e super drăguță, o ador. Foarte, foarte drăguță. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc mult, mult. Bun. Și bun. Așa. Stați așa. De la Georgian. Stați așa că nu mai știu. Stați așa că erau cumva amestecate. Da, cred că așa, nu? Georgiana ne-a făcut un cadou similar la toate, și anume o cănițe de asta cu moscuciun.
și cu un ren aici foarte simpatici și cu un omuleț de zăpadă și foarte simpatic. Și aici în biluța asta există chiloți. Chiloți roșii. Da, toate am primit chiloți roșii. Nu vi arăt, pentru că sunt simpatici, sunt foarte simpatici, dar sunt într-un mare fel. Sunt din aia bun de putea la Revelion. Da, așa, și mai am o felicitare, dulciuri, super cute de altfel. Aici, în punga asta, și aici avem și o pereche de șoseți, care și pereche de șoseți nu este a mea. Este tot a domnului și trebuie să-i degustați așa și o punem aici. Foarte, foarte cute. Așa. De la Denisa am mai avut, cred. De la Denisa am mai avut așa și în ăsta. În chestia asta am mai avut acesta, un săpun de la Avon cu vanilie și de aia, scorțișoară, o mască de față, ceea ce mă bucură foarte tare pentru că ador măștile de față. Este o mască din aia tip șervet, super. Iar astea sunt de la Eugenia, care Eugenia mi-a luat așa, un tratament pentru mâini, că da, știe că am mâinile uscate și că nu știu ce, este exfoliant și mască pentru mâini, o mască pentru față, tot din aia tip șerbet, de la, șerbet, de la Boys & Berry, foarte, foarte drăguță și asta. Așa, asta este acadeaua de aici, de la șoseți. Stați așa, să punem acadeaua înapoi la șoseți, că n-ar trebui să vină așa. Asta e felicitarea de la... și asta este crema de mâini, care a venit împreună cu masca și cu săpunul de la Avon. Așa. Așa, și de la Eugenia am mai primit această minunată ție, care este super mâncabilă. Mamă, de ce? Cât de bine miroase, Doamne! Este sare de baie de la Tutti Frutti și bineînțeles că știe că îmi place sarea de baie și bineînțeles că știe că îmi place să fac baie și bineînțeles că știe că îmi place să mă îmbălățesc. Și miroase așa de bine, miroase a cireșe amare sau ceva de genul ăsta. Deci miroase super, super bine. Și abia aștept să mă bag să fac o baie cu asta. Mă gândeam să fac în seara sau o baie, dar nu mai am chef. Mi-e mult prea somn. Și cred că cam atât. Da, super drăguț. Mulțumesc din suflet tuturor pentru că... și Eugenia a mai luat, i-a luat și Lumiții o biluță din asta cu iarba mâței. Căci că Miții n-ar avea suficientă energie și suficientă chef de joacă și că să-i mai dăm niște chef de joacă și hai să vedem dacă se joacă cu asta și o să o punem la treaba, o să testăm treaba asta, să vedem dacă are chef să se joace cu ea, dacă îi place. Că Miții, știți că e cam divă așa, ea are o atitudine din aia de divă, adică pe ea noi impresionează orice. Ea s-a uitat și la Bradu, sau i-am făcut cunoștință cu Bradu, dar din păcate n-aveam camera prin satul cea. Am făcut cunoștință cu Bradu, a venit, s-a uitat la el, nu, n-a interesat-o, am luat-o, am pus-o din nou lângă Brad, a înțeles că e ceva cu el, l-a mirosit, nu. Doar clipulețul ăla, atunci când se înfipsese în el, când mă jucam eu cu ea și se înfipsese în el, doar atunci a fost singurul moment în care l-a agresat un pic, dar în rest nu e interesată de el, nu, e... Nu, ea e o divă, adică la ea nu se pune problema să acorde atenția al cuiva sau să... Nu, dacă nu e ea în centru atenției, restul lumii nu există. Cam așa. Mulțumesc, dragilor, pentru cadouri, sunt super drăguțe și super frumoase și așa, felicitare drăguțe. Ia uitați cât e de drăguță felicitarea asta, foarte chiar, simpatică. Și am și dulciurile astea, așa, să-mi iau, să scot dulciurile de aici. Nu vreau să mi le papă.
Și cam asta a fost vlogul de astăzi. Mâine trebuia să mă duc, teoretic, să fac poze, dar n-am chef. N-am chef, vreau să stau în casă, pentru că am fost agitată toată săptămâna. Toată săptămâna am fost pe alergat, toată săptămâna am fost cu trezit de vreme, toată săptămâna am fost cu bla. Și așa că vreau să stau în casă. Senie, să termin de decorat, cum v-am zis. Să vedem, poate mă uit la un film, ceva, să mă relaxez, să-mi fac o mască, să stau, să mă bălăcesc cu asta. Deci, da, nu o să... Nu cred că o să... să fac nimic frumos deosebit, adică... Așa, nu cred că o să fac ceva în exterior, pentru că am nevoie să stau în casă, am nevoie să stau la mine în casă, simt nevoia să stau o zi în casă, știți? Adică, nici nu știu cum să vă pun chestia asta, că poate unii nu înțelegeți. Sunt momente în care vreau să stau în casă, am nevoie să stau și în casă, dar nici nu pot să stau prea mult în casă, simt trebuie să ies afară, să fac ceva. Ori săptămâna asta am fost plină de activități, chiar dacă două zile nu le-am făcut daily vloguri și nu ați văzut exact ce am făcut în zilele alea, au fost agitate și au fost plină de tot felul de chestii și atunci da, simt nevoia să stau și acasă puțin și oricum, săptămâna viitoare iarăși avem o grămadă de activitate. Stați pe aproape. Doamne, deci mă bucur de broșa asta, e enorm, deci nici nu aveți idee cât de mult îmi place broșa asta, este superbă. Mulțumesc mult, Deni! Mulțumesc! Este super bucuros! Da. Mă mănâncă nasul! De ce de fiecare dată când dau drumul la cameră mă mănâncă nasul? Să știți că pe mine, în general, nu mă mănâncă nasul, dar numai când dau drumul la cameră sunt eu lecțional și mă mănâncă nasul. Da, dar despre asta vorbim... Stați așa, că tot avem eu chef de ceva dulce. Să luăm calendarul. Calendarul meu advent, îl mai știți? Nu l-am mai desfăcut de nu știu câte secole. Hai să vedem. Cred că ultima zi am desfăcut ziua 18 din greșeală. Deci, avem un 14 de desfăcut, care este ziua de ieri. Avem un 15 de desfăcut, care este ziua de azi. Perfect! Da. Am o grămadă de ciocolățele, spre nefericirea celor care sunt la dietă. Eu am să mănânc aceste ciocolățele și mă voi duce la culcare. Iar spre amuzamentul celor care mă văd desfăcut asta, să știți că mai avem de desfăcut calendarul advent. So, don't you worry. Ciao, pa, pa, noapte bună!